Bun găsit tuturor, vă spune iarăși Gelu Brebenel, sunteți invitații mei la prima ediție din acest an a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Astăzi o emisiune cu ziariști despre ziaristică și în special despre televiziune. Invitați în platou sunt colegi din redacția TV Giurgiu, veți urmări pe parcursul emisiunii interviuri cu mai mulți colegi din redacția Știri sau cu colegii realizatori de emisiuni. Acum în platou se află colegii mei Florina Drăgulin și Alexandra Mihai. Am început prima dată cu fetele, deși v-am intercalat printre băieți. Mai trebuie să-i prezint pe Marian Butan și pe Florin Negiba. Bună seara! Cu toții sper să vă simțiți la noi în platou, ca la noi acasă, zic eu. Și ar mai fi de spus că dacă n-ar lipsi dintre noi Nicoleta Pană și Flori Dumitru, am fi aici toată redacția Știri. Oricum, spuneam la început că în această emisiune va fi vorba despre ziariști, despre ziaristică și despre televiziune, la modul general despre televiziune și în special despre Giurgiu TV. Din păcate, nu toți colegii noștri pot fi în platou alături de noi în această seară, nici nu s-ar putea pentru că suntem foarte mulți. Nu pot să spun nici că lângă mine sunt cei mai reprezentativi sau că eu aș fi cel mai reprezentativ. Oricum, în formula în care suntem și cu câteva interviuri pe care le vom derula de-a lungul emisiunii, încercăm să vă facem o imagine despre televiziunea noastră, despre redacția noastră și despre proiectele noastre. Cum spuneam, ne-am propus să discutăm astăzi despre ziaristica giurgiuveană, apoi despre TV Giurgiu și despre proiectele TV Giurgiu. Mi-am mai propus să vă prezentăm grila noastră de programe și la fel să vă prezentăm, într-un fel sau altul, mai pe scurt sau mai pe lung, și realizatorii acestei grile cu care TV Giurgiu pornește la început. Ei bine, dacă tot e vorba de început, discutăm pentru început cu doi ziariști mai puțin cunoscuți în Giurgiu. Alexandra Mihai vine de la București și Florin Negiba vine de la Alexandria. Florin Negiba, plecând acum 20 de ani, dacă nu mă înșel, 22 de ani din Giurgiu. Să o întrebăm la început pe Alexandra, cum ai ajuns tu, Alexandra, în Giurgiu și cum ai ajuns la televiziunea noastră? În primul rând, bună seara! Am ajuns în Giurgiu printr-o colaborare cu un radio local. De la acel radio local am auzit de proiectul TV Giurgiu. A fost o provocare pentru mine și iată-mă în această seară aici. Bine venit, toate bine făcute și cu asta am încheiat. Da. Emoții, înțeleg. Foarte mare emoții. Bine, pasă microfonul. Este, de fapt, microfonul la Florin Negiba. Domozină. Apreciez, dragă Florin, faptul că în ciuda celor 35 de grade din platou, ești bine îmbrăcat la ora asta. Nu bine îmbrăcat, se poate și mai bine, dar din respect pentru stimatul telespectator, sintagma pe care tu pentru o stimații apreiezi. Telespectatori. Da. Am vrut să te provoc, am reușit. De ce în Giurgiu? Pentru că la un moment dat hotărâsem să mă reîntorc la bătrânețe când îmi voi scrie memoriile. Iată că s-a întâmplat mai devreme. Un proiect generos, s-a născut aici și am zis hop și eu. Vorba română, hop și eu cu caii mei. Și hop și eu cu caii mei, ai mei sunt pe hol. Te așteptăm pe cai mari. Despre asta e vorba, ce să zic, e o încântare să se întâmple lucrurile astea, să vă am alături, să putem să lucrăm împreună, să facem lucruri de care lumea are nevoie, sper. Rămâne de văzut, rămâne să primim reproșuri sau laude, asta vom vedea. Până în alta ne facem treaba. Ambele sunt bune, și reproșurile, absolut, atenționările, absolut, și laudele. Absolut. De ce crezi că suntem atât de plini de pări? Da. Anda... Probabil că trebuie să mai completez. Te-aș ruga să ne spui unde ai lucrat în București. În București am lucrat la televiziuni cunoscute, începând cu Antena 1, Realitatea și studiourile Media Pro la nivelul de practică.
acolo mi-am făcut practica. Am făcut liceul cu Colegiul Tehnic Media București, studentă prezentă la Facultatea de Jurnalism Spiru Haret și îmi fac, ca să zic, o iau tot ca pe o practică TV Giurgiu. Da, o practică ai călcat cu dreptul, zicem noi, pentru că te-ai integrat foarte repede în echipă, zic eu, da? Și ești și harnică. Florina Drăgulin, Flori. Da. Am impresia că vrei să ne spui ceva despre televiziunea noastră, despre jurnalistică, despre demersurile tale în jurnalistică. Televiziunea noastră a fost un proiect. Cineva a avut îndrăzneala să demareze proiectul ăsta și la început recunosc cu sinceritate că nici eu nu mi-am imaginat că o să fie de anvergura asta, dar cei care se uită la noi trebuie să știe că tot ce se întâmplă aici te copleșește. De la logistică, profesionalism, aspirații, e o chestie absolut extraordinară pentru Giurgiu. Giurgiu avea nevoie de o televiziune ca a noastră și dacă noi nu ne lăudăm, atunci cine? Eu sper să ne laude telespectatorii. Da. Marian Butan, ultimul, dar nu cel din urmă, câteva cuvinte te rog să spui despre demersurile tale în televiziune. Știu foarte bine că tu ai mai lucrat în televiziune în Giurgiu. Te rog. Da, am avut o perioadă de 3 ani într-o televiziune giurgiuveană, o pauză de cam 6 și sunt extrem de bucuros că după perioada asta vin într-o televiziune giurgiuveană alături de un colectiv care mă stimulează, un colectiv față de care mă simt exact cum e corect să vorbim, ca acasă. Suntem aici o altă familie, puțin deosebită de cea de acasă, dar tot o familie. Referitor la... Te rog, te rog. Este hotărător lucrul ăsta, în opinia mea, să ai niște colegi cu care poți suda un colectiv spre a duce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Sigur că telespectatorii noștri au sesizat perioada aceea de început a televiziunii. Orice început este așa cum este, adică dificil. Știu eu, mai scapă printre activitățile noastre mici. Scapă cu siguranță, scapă și la case mult mai mari, așa se întâmplă. Acolo unde muncești, nu ai cum să nu și greșești, mai ales că la noi totul se petrece cu mare viteză, multe dintre emisiuni sunt în direct, ca și aceasta. Dar unii se și laudă cu bâlbele, așa că nu e nicio chestie. Nu, dar eu întotdeauna am fost de părere că o bâlbă e umană, nu suntem roboți. Și când tragem voce sau când vorbim, trebuie să fim așa cum suntem, mai ales într-o discuție ca asta, nu zic la știri sau în altă parte, să fim naturali, așa cum suntem noi. Pentru că, de altfel, dacă încercăm să ne schimbăm, nu ne reușește așa în scurt timp și suntem puțin falși. Dacă îmi dai voie. Dar nu trebuie să îți dau eu voie, te rog. Masa noastră este ovală, dar trebuie să ne închipuim ca pe masă rotundă, oricum colțuri nu are. Ne-am propus să scăpăm de stereotipii. Ai văzut că în toate televiziunile s-au creat niște stereotipii de care unii încearcă, alții nu, să scape. Încât... Eu aș zice că stereotipiile apar atunci când se instalează rutina. Când ești proaspăt, mă rog, îți propui deja să pornești într-un anumit fel. Ba, și e rău să fii proaspăt tot timpul? Întreb. Nu. Sigur că nu e rău, dar nu știu dacă putem să fim proaspeți mereu. Florita, am întrerupt. Te rog să continui. Nu, asta vreau să spun. Încercăm să facem altceva. Și prin știrile noastre și prin reportajele, anchetă, am îndrăznit să depășim cumva nivelul la care se practică jurnalismul în Giurgiu. Eu nu m-aș lăuda, spune doar nu, că nu este, este un alt nivel de abordare. Am Fără încercat discuție. Să abordăm jurnalistica altfel decât au abordat-o alții, pentru că asta e firesc spus. Să fim obligați să facem pe o piață ca media, ca cea din Giurgiu, o piață foarte bogată. Mi-am propus să discutăm și despre jurnalistica locală.
E normal când vii din spate să vii cu ceva nou. Aș vrea să mai punctez faptul că televiziunea noastră este susținută de omul de afaceri Nicolae Florian, proaspăt deputat, unul dintre cei mai populari giurgiuveni la ora actuală, care a avut îndrăzneala, ca să nu zic marele bun simț, să nu lanseze televiziunea în campania electorală, deși s-ar fi putut, i-ar fi trebuit, poate s-ar fi putut folosi de ea, dar a ținut absolut morțiș să mai treacă, mă rog, o lună, să se încheie campania, să încheie alegerile și, indiferent de alegeri, de rezultatul alegerilor, să lanseze pe piață televiziunea fără niciun fel de campanie și de politică în spate. Aș mai spune în același timp că o bună parte din acest merit este și a directorului nostru, Petrică Zlăvescu, cu care astăzi am pregătit un interviu și am să rog regia să difuzeze interviul. Orașul nostru are deja două televiziuni, noi suntem a treia. Cei care privesc această realitate din afară pot spune că trei televiziuni e deja prea mult. Ce părere ai? În primul rând vreau să vă urez la mulți ani tuturor celor care ne privesc, pentru că este un început de an. Și ca la orice început ne propunem să fim mai frumoși, mai deștepți, mai puternici, mai supli și așa mai departe. Depinde de fiecare ce conceptare. Așa să fie. Din punct de vedere al întrebării puse mai devreme, a treia televiziune, Giurgiuveana, a treia televiziune într-un oraș destul de mic. Într-un oraș mic. Deci eu cred că în orașul ăsta are loc 100 de televiziuni, pentru că pot apărea televiziuni de investigații, televiziuni de știri, televiziuni generaliste, televiziuni de show, de cultură, de business, de diferite concepte. Nu cred că e o preconcepție să spunem că într-un oraș mic două magazine sunt prea mult sau trei televiziuni sunt prea mult. Noi putem, poate, să fim o televiziune puțin mai interactivă ca celelalte existente. Chiar asta vreau să, într-un fel, a intuit următoarea întrebare. Cu ce vine TV Giurgiu nou, din punct de vedere al informației? Deci, încă de la fondarea acestui concept, am marjat pe faptul să devenim interactivi. Să răscolim puțin acest oraș și cetățenii lui, să vină la televiziune și să spună părerea, să se laude, să ne ceară sprijinul și cred că altfel de televiziune nu prea există în Giurgiu. Nu vreau să se supere pe mine celelalte televiziuni, sunt nicio formă. Le stimez la fel de mult ca pe această televiziune. Dar acesta a fost conceptul încă de la fondarea ei. E vorba de o nouă orientare, mai aproape de cetățean. Exact, exact. Vrem să ne implicăm la un mod foarte puternic în toate acțiunile sportive ale acestui oraș, în mijlocul tuturor evenimentelor din cadrul liceelor, olimpiade, evenimente sportive, culturale. Nu prea văd elevii din acest oraș să se laude, să aibă ambiții. N-au avut ocazia. Da, dar Giurgiu are destui, trebuie să le oferim prilej. Destui oameni deștepți, ambițioși, inteligenți, care dacă nu găsesc o rampă, un sprijin, nu prea demarează așa cum ar trebui să demareze în viață. Și eu, poate și dumneavoastră, ați avut nevoie la un moment dat de un sprijin, de un impuls. Toți avem nevoie. Universul a avut nevoie de un impuls ca să se dezlănțuie până la urmă, nu? Ca să ajungă la Big Bang. Exact, exact. Haideți să abordăm chestiunea și din punct de vedere tehnic. Ce vine nou din punct de vedere tehnic? Deci, în primul rând, televiziunea TV Giurgiu are un format tehnic high definition. Actualmente funcționăm în standardul SD, super definition, în contextul în care operatorii locali de telecomunicații se străduiesc să ne includă într-un pachet digital. Deci, din punct de vedere tehnic, este următorul pas tehnic, următorul nivel tehnic al televiziunii față de ce există în acest oraș. Eu zic că concurența trebuie să se stimuleze și să urmeze pașii tehnici pe care noi am urmat, pentru că ăsta este viitorul, televiziunea digitală.
Ce mai fi de spus despre acest nou concept de televiziune? E greu să dezvoltăm o discuție vis-a-vis de un concept de televiziune, pentru că a trebuit să luăm de la A la Z toate laturile televiziunii. Redacțional, tehnic și așa mai departe. Redacțional, aș dori să avem cât mai multe emisiuni, producție proprie. Doresc să pun la punct transmisia live, să fim capabili să transmitem din tot județul în direct orice eveniment. Doresc să devenim parteneri media la toate mișcările culturale și sportive din acest oraș și nu numai, și din județ. Doresc să acidurăm puțin, așa cum am spus la început, această comunitate, ca giurgiuvenii să scoată capul din pământ, să privească cu ambiție orașul Giurgiu. Eu unul sunt orgolios când aud de Giurgiu, îmi vine să iau poziția precum americanii când văd rapel, poziția de drept și să nu accept discuții, eu știu, mizere față de acest oraș. Da, e un soi de patriotism local la mijloc. Da, să știți că orice oraș, orice comuniune socială este suma tuturor acțiunilor cetățenilor ei. Deci dacă toți cetățenii aruncă hârtii pe stradă, vorbesc urât despre oraș, îl privesc într-un fel, orașul va fi așa cum este. Dacă noi cetățeanul și exact, e oglinda orașului. Da. Dacă toți vom privi orașul cu ambiție, cu să lansăm oameni capabili și renumiți din oraș, să fie orașul frumos, să fie curat, să avem investitori, să... Cordon, așa. Deci toate aceste acțiuni a zeci de mii de cetățeni se vor cunoaște. Oraș cu un oraș, oameni ambițioși, nu are nevoie de oficialități prea, să zic eu, prea capabile. Vor fi luate de la spate. Vor fi împinse de comunitate spre progres, spre realizări. E falsă ideea să credem că în oraș nu-i curățenie, că autoritățile nu-și fac treaba. Nu. În oraș nu-i curățenie pentru că cetățenii care reprezintă 99,9% la pondere numerică nu respectă și au o atitudine josnică față de domeniul public. Când mergeți în concediu, într-o localitate, ce vedeți? Clădiri frumoase, care sunt clădiri private, marea lor majoritate, nu? Străzi, parcuri, chioșcuri, fel și fel de investiții sau lucrări ale comunității pe care le apreciați. Așa că toți trebuie să luăm o poziție și să schimbăm fața acestui oraș și noi vrem să fim promotorul acestei mișcări. Așa cum am spus, vreau să fim interactivi și să acidurăm această comunitate să... Am mai spus-o de atâtea ori, să punem Giurgiu la locul lui de frunte pe harta țării. Dacă nu există această ambiție, o să continuăm acest concept. Așa că suntem coada țării, că nu sunt investiții, că nu-i curățenie, că nu-i... Într-un fel sau altul, noi alegem cum vrem să fie, dacă punem... Exact, exact. Și dacă tot timpul vorbim de urât de el, o să ne obișnuim cu ideea că așa trebuie să fie. Nu. Repet, acest oraș este ceea ce noi ne dorim să fie. Și noi ne dorim să fie ok. Ce ar trebui să însemne media într-o comunitate, din punctul meu de vedere, sau cel puțin strict acest domeniu de televiziune, trebuie să fie o continuare a vocilor cetățenilor acestui oraș, către autorități, către oameni politici și așa mai departe. Observăm în ultima perioadă că oamenii politici în preajma campaniilor electorale își pun cizme de cauciuc și ne caută prin oraie, prin gropi, acasă, să ne cerșească voturi. După care dispar, schimbă numărul de telefon, probabil prea preocupați de interesele lor personale. Și atunci cetățeanul nu mai are acces la dialogul cu omul politic, care mai departe reprezintă autoritatea. Vreau să le spunem oamenilor politici că noi, televiziunea, nu-i uităm, nu-i pierdem din vedere, știm unde îi găsim, știm să-i abordăm, numai că oamenii trebuie să fie alături de noi și să ne contacteze ori de câte ori este greu sau imposibil să rezolve o problemă sau să aibă acces la un dialog cu un parlamentar sau cu autoritate acestui stat, pentru că noi suntem cei care plătim taxe și ei sunt cei care consumăm acești bani.
Am revenit în direct la Giurgiu. Înainte de toate, lângă mine se află o parte din colegii mei de la redacția Știri, Alexandra Mihai, Marian Butan, Florina Drăgulin și Florin Negiba. Florin lângă Florina. Ne-am propus să discutăm în continuare despre cum văd colegii mei jurnalistica locală și de ce nu cum o văd și eu, pornind de la ideea că în Giurgiu avem 4-5 ziare care apar pe hârtie, pornind de la ideea că avem doi colegi, unul vine din București, unul din Alexandria, chiar sunt curios să văd cum văd ei jurnalistica locală. Spuneam că în Giurgiu avem 4-5 ziare care apar pe hârtie, alte 4-5 care apar regulat în format electronic. Am vorbit numai de ziare care apar periodic. Încă 50 de nebuni să cred ziarist și au tot felul de site-uri și așa mai departe. Avem un post de radio și iată avem 3 televiziuni. A zice că avem o mass media destul de bine reprezentată la toate capitolele. E bine, din punctul vostru de vedere, care ar fi caracteristicile, alte care caracteristici ale mass media locale? Să încep cu Florin, că el e mai nou în Giurgiu. Reîntors. Tocmai pentru asta sunt cel mai puțin nimerit să fac o radiografie a presei de aici. Acum, ai zis o chestie, o leacă răutăcioasă, nebunii ăia care au ceva site-uri. Acum, e o păcăleală și pentru ei și pentru noi. Pentru ei e păcăleală că în condițiile în care ei au la îndemână un canal de comunicare, ei cred că au tot. Nu, au decât un canal de comunicare. Neto a oferit pentru toată lumea pe tavă canale de comunicare. Ai canal de comunicare? Ha, m-am născut jurnalist. Na, nu e așa. Există reguli, chiar dacă mai devreme vorbeam despre improvizații, despre noutăți, despre lucruri mai puțin uzate și uzuale. Dincolo de noutate, dincolo de artificii, cum le numim, există reguli clare. Acum... Există reguli clare, dar există și o intoxicare, o mare intoxicare a acestor site-uri. Nu exagera. Intoxică săracii păilalți sărmani care reprezintă segmentul lor de adresabilitate. Deci nu mai mult de aia 5 vecini după scară nu intoxică, deci nu te feri de... Lasă-i să... eu n-am nimic împotrivă, toată lumea trebuie să trăiască. Există loc pentru toată lumea, concurența e ok acolo, da, să fie concurență. Adică dacă faci o redacție cu doi oameni și zici, am ziar. Da, eu te întreb pe tine, cum poate să fie concurență zicea, dacă eu respect toate regulile din lume, da, plătesc și taxe, respect normele CNA, dincolo de deontologia profesională, da, iar alții nu o respectă. Dincolo de ce chestia asta. Concurența da, asta se întâmplă peste tot. Ce, uite, taximetriști te omoară între ei că există taximetriști pirați? Că aia problemă. Nu, dar nu vorbeam de taximetrie aici, mă rog. Nu, tot un fel de pirat. Știu că ai venit cu taxiul la Giurgiu, dar... Nu, înseamnă că am fost prea subtil pentru tine, îmi cer scuze altă dată, nu o să mai întâmple. Mai încearcă. Nu, am comparat pentru că sunt la fel de nocivi. Cu ghilime de ricoare. Nu, nicio problemă. Își fac și treaba în sensul că să străduiesc să învețe ceva. Dacă învață foarte bine, o să se găsească o televiziune, ia cătă Giurgiu TV, care o să zică, bă, uite, unul care a făcut pe bloggerul 10 ani de zile și a învățat și el regulile jurnalismului, a învățat pe alea 5 întrebări, piramida răsturnată, să pună un titlu, să pună o burtă și așa mai departe. Dacă omul ăla se călește acolo și se formează și învață jurnalist, chiar și după ureche, că și lăutarii... Revenim la presa locală. Eu pot să spun că nu sunt de acord cu așa ceva. Păi despre presa locală vorbeam. Pentru că unii se chinuie, învață, sunt făcuți pentru așa ceva, au talent și sunt unii care sunt practic niște jurnaliști fabricați. Nu, și sunt puși acolo ca să distrugă. Deci exact. Trăim aceste vremuri. Să nu uităm că avem în spate un an electoral, au fost tot soiul de alegeri. Și știm foarte bine ce am pățit, pentru că
La un moment dat apare lipsa de credibilitate atunci când piața este bulversată. Dragul dacă meu. Ar fi 3 ziare, ar fi ok, dar dacă sunt 300 de ziare, atunci niciunul nu mai are credibilitate. Ora asta s-a făcut la un moment dat. Nu sunt de acord cu tine. Dacă sunt multe și au fiecare câte 3 cititori, care problema? Deci care e problema? Scoate și el o foaie de hârtie pe care o dă la un moment dat mătușii și să o pună pe policioară. În loc de față de masă. Care e problema? Florin, iartă-mă, mie mi se pare că intervenția ta este ușor picantă. Și am să și argumentez chestia asta. Ceva mai devreme, să zic, cam aseară, discutam... Și-a suflat camă și l-ai remarcat. Deci, da. Discutam... Dai din casă, Maria. Discutam de cum este format jurnalistul dacă este născut, dacă s-a creat pe parcurs, ori ceea ce spui acum, tind să cred că ar contrazice exact discuția noastră, da, esența discuției noastre. Mai prins, dar nu trebuia să mă dai în fapt din prima. Da. Aveai de gând probabil să ajungi prin învăluire, să zic așa, către altă idee. Dragilor, ziceați de lăutărie și s-a discutat aici. Interesant este că, și nu poți să-l să lămurim o chestiune, că nu s-a discutat aici. S-a discutat între noi înainte să începem emisiunea. Dar să știi și telespectatorii despre ce lăutărie e vorba. De ce e nociv? Pentru că el cântă pentru cineva. Sunt sintagmele astea, lucrezi cu materialul clientului și cânți pentru cine te plătește. Da, e adevărat, se face chestia asta și se face peste tot. Absolut. Cine plătește, comandă muzica. Angajați în campaniile cine plătește, electorale, comandă muzica. Acum, pe mine nu mă interesează foarte dacă un tembel plătește la unul la o foiță și foița aia are 5 cititori. La ce l-a ajutat? A plătit niște bani. Bă, asta e. Asta spuneam și noi la început. Da, și... Bun. Oricum, te-am ajuns acasă. Flori, te rog. Se întâmplă un fenomen și nu doar în presa locală. Știm toți că există partipriuri între publicații, trusturi și formațiuni și politice. Sigur. Despre asta sigur. E vorba, hai să nu ne ferim. Nu ne ferim, dar... edițiile printate sunt pe cale de dispariție și se întâmplă în trusturi puternice de presă bada și apar edițiile online ale marilor publicații. Și atunci vor dispărea căpușele astea despre care vorbeai tu. Asta e părerea mea, așa, cât am analizat eu. Esența este că până la urmă concurența da. Se cerne, triază. Ideea este că bine ar fi să lupte ziarele sau televiziunile, să încerce să educe cumva. De fapt, telespectatorul sau cititorul are gust, dar consumă cel mai mult ce îi se dă și mi-ar plăcea să văd că nu se mai... consumă toate morbiditățile, toate știrile despre, eu știu, da. Chestii presa absolut... Presa necrolog, la asta te referi? Nu neapărat presa necrolog, ci știri care nu fac decât să-ți atragă atenția prin zgomot, da? Sau nu știu ce picanterii, să le zicem așa. Picanterii cu da. Cu sânge. Nu vorbesc, să nu mă înțelegi greșit. Nu sânge, scandaluri. Violența în școli sau trebuie nu. Nu. Deci dacă presa e într-un fel, ea nu e altceva decât ceea ce societatea îi oferă. Dacă scandalul e în școală, Florii, eu nu pot să mă fac că n-am văzut chestia aia. Adică, eu spuneam la un moment dat unor colegi mai tineri din Breaslă, dacă scriu despre un viol, credeți-mă că nu l-am săvârșit eu. Sunt de acord cu tine, dar... Eu vă propun să facem o scurtă pauză, nu că ne-am fi încins. Avem și o mică chestiune de reglementant din punct de vedere tehnic. O să continui după această pauză prin a prezenta grila de programe a televiziunii noastre, grila care începe dimineața la 10 cu matinal. Motiv pentru care am să rog regia să difuzeze acum un material cu primul matinal al TV Giurgiu și cu colegii
care au realizat acel matinal, Dan Dobre și David Emanuel. Da, bună dimineața! Bună dimineața, Emi! Să-ți dau prima veste proastă a zile. Ia zi! Nu mi-a mers internetul azi noapte. La naiba! Tot de la frig? Și cu o secință. Așa? N-am putut să fac nimic pentru astăzi material. Aolo! Păi dar eu am fost aseară, m-am dat cu surful, cu placa, cu nu știu ce și am... Tot așa, am uitat. Ai văzut pozele de la Istru, că am pus ceva pe Facebook acum. Nu? Ce poze ai pus? Ne-au băgat gaz metan. Gaz metan media sau de care? Păi da, n-ai văzut țevile ieșite pe geamuri? A, alea au înghețat aerul de afară. Și mai aveam o poză cu ai mei. A, acolo. Da? Da. Uite, eu mă gândesc să te trimit puțin la cal, să te mai încălzești. Unde? Uite, dacă te uiți acolo în cadru, o să vezi că ești la plajă, ești frumos. Dă cu degetul să vezi e apa. E cam rece. E rece, nu? Și udă. E mai bine, e mai bine. Bună dimineața, dragilor. Bună bine dimineața, v-am găsit. Dragilor. O să ocupăm o oră aiurea în programul TV Giurgiu. O să consumăm curent. Da, și multă lumină. Dacă ai zis curent, da. Și căldură. Deci noi ne încălzim cu ocazia asta. Hai să trecem la treabă. Ce este astăzi? 24, sper că n-am greșit data. Nu știu, 24? Ne confirmă și nouă cineva? 24 decembrie, este? Este da. Ok. Cine e okay. La cameră? Că parcă-l cunosc. Nu știu, cine e la cameră? Un băiat, drăguț. Un băiat. Așa. Deci astăzi suntem în 24 decembrie, ajunul Crăciunului, într-un an de 2012, am trecut și de apocalipsă, din câte îmi dau eu seama. Cred că da. Suntem vii, trăim, respirăm, suntem în fața dumneavoastră. Ți-au bătut colindători la ușa? Da, seara, da. Cred că au fost cei mai mulți colindători de vreo ani buni încoace. Pă bune? Grupuri, n-am avut baterie la aparat să-i fotografiez. La naiba. Să salutăm și pe stimații noștri ascultători, telespectatori și băieți cu ochii albaștri. Și pe colegii noștri din platoul de emisie, cameraman și departamentul redacțional de știri. Așa cum îmi place mie să spun. Salut, George! Și scuze băiatului de la sună. Evident că ți-am adus și o brișcă. Deci miroase și apoi. La tine în Hawaii, Caraibe, Haiti, nu se... Nu? Nu. Ce mi-ai adus acum? O brișcă. Tocmai am auzit la știrile TV Giurgiu la un moment dat cu mostre cu... Așa, poftă mare. Mostre cu aromă de produse tradiționale. A fost de la știrile noastre. A fost da, acel... Da. Opa. Deci mi-a plăcut. Și eu am un cadou pentru tine. Dacă tot... Salut, băieți! Ei, Moș Crăciuniță! Seară mâna! Măi, băieți, la presiunea telespectatorilor... Dă-mi voie să iau microfonul, că sigur... Hai să facem cu două microfoane! Da. Lasă că ajungem! Seară mâna, bine ați venit! Seară mâna! Bine v-am găsit! Seară mâna! Noi suntem, cei de la Bună Dimineața, Giurgiu! E pentru el! Pentru tine am o înghețată! Adică tot o rob... Să reziști, păstrăm... Mulțumesc ca să te menții! Da, mulțumesc frumos! Da. Sunteți foarte drăguță și tarnică. Hai să facem prezentările. Eu sunt Dan, seară mâna. Eu sunt Florina. Colega noastră de la știri. Moș Crăciunița. Da. Mulțumesc pentru cadouri. Foarte mult. Succes! Și noi am plecat. Am o promisiune de onorat pentru cineva. Se poate ajungeți... Unde? Ascult. În zona mea. Știți că v-am trimis scrisoarea. Așa. La Giurgiu, înainte de toate, o înghețată ne-ar fi trebuit și nouă să ne mai răcorim puțin. Sau un ceai să ne mai încălzim, mă rog. Discutam despre, cu colegii mei, despre cum văd ei jurnalistica locală. Ca să zic și eu ceva, să continui cumva. Mi-am adus aminte, 0346 566 927 este numărul de telefon la care ne puteți suna să ne spuneți ce așteptări aveți, ce așteptări au telespectatorii noștri de la televiziunea noastră. Deci repet numărul de telefon care va fi și afișat, 0346 566 927. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la noi? Bun, discutam despre jurnalistica locală cu colegii mei ca să încheiem capitolul. Eu aș zice că avem la Giurgiu multe redacții, dar și foarte multe puncte de vedere, așa încât în unele redacții albul este negru, în altele negru este alb.
gri și ceea ce e cel mai trist, da-ul se transformă uneori în nu, ceea ce este, zic eu, inadmisibil. Pe de altă parte, avem, iată, cu noi trei televiziuni și un anumit discurs al televiziunilor. Nu e un secret pentru nimeni că acest discurs a fost până acum diametral opus, pentru că așa a fost dat ca fiecare dintre cele două televiziuni să aibă o anumită orientare, iar direcția să fie dată de sus, în timp ce colegii noștri jurnaliști de la celelalte televiziuni, nu încerc să mă detaș, și eu am lucrat la celelalte televiziuni, ca jurnalist la celelalte televiziuni, încercam eu cu colegii mei să salvăm într-un fel sau altul aparențele. Discutând mai devreme cu colegii mei înaintea emisiunii că într-un fel sau altul jurnaliștii ajung să fie un soi de lăutari și să cânte cum vor nașii. Chiar așa stau lucrurile, atâta vreme cât există interese și atâta vreme cât o televiziune la un moment dat nu este altceva decât o societate comercială unde te angajezi și trebuie să respecti anumite reguli acolo, anumite orientări care ți se pun în față înainte de a semna un contract foarte, foarte clar. Așa încât dacă ne rămâne nou ceva de făcut, este să salvăm aparențele și în măsura în care putem să fim cât mai cinstiți și să încercăm să ajutăm cu mai mult comunitatea pe care o reprezentăm. Tu, Flori, vorbeai la un moment dat de cultură și de încercarea de a face educație și cultură prin mass media, în condițiile în care o societate comercială sau o televiziune nu este obligată să facă cultură și educație. În afară de Televiziunea Națională și Radio România Cultural, celelalte nu au în grilă, nu sunt obligate să facă educație și să facă cultură. Dacă o fac, o fac prin emisiuni de nișă și pur și simplu ca o datorie. Dar nu au... Asta am vrut să punctez chestiunea asta pentru că foarte mulți telespectatori ne reproșează nouă ziariștilor că nu facem și că nu dregem, că nu popularizăm. La un moment dat ar trebui să fim și polițiști, și procurori, și judecători, chestiuni de care chiar nu ne ocupăm. Ar trebui să înțeleagă că la un moment dat, dacă ceva e de competența unui polițist, apoi trebuie să te duci la poliție, sau la procuratură, sau la judecătorie, și nu neapărat la redacția unei televiziuni sau unui ziar. E bine dacă se întâmplă și așa, cineva vine la noi să ne comunice, poate putem să-i ajutăm. Din păcate, oamenii văd în televiziune, în presă, o putere. Zic din păcate, de ce? Pentru că în momentul în care presa își îndreaptă camerele sau condeiul către un anumit subiect, lucrurile în general capătă o altă turnură. Și am văzut, de aia se și spune că presa este a patra putere în stat. Și atunci omul de aia vine și sunt reportajele anchetă care de multe ori se soldează cu niște realizări, chiar pe termen lung. Și sunt multe exemple. Pe urmă, am observat că presa nu caută public țintă în tineri, în copii. Și copiii devin public țintă pentru, ce spuneam mai devreme, știrile de la ora 5. Sau din care deprind temir ce... Și știm cu toții, eu cel puțin am o fetiță de 8 ani pe care încerc să o țin cât de departe pot de știrile de la ora 5. Dar la ora 5 ea este... e online. Nu, de știrile este morbide, dar în același timp tinerii nu citesc aproape deloc ziare. Nici nu sunt ziare de profil, ziare cu nici măcar rubrici prea multe pentru tineri. La capitolul ziare stăm și mai prost, iar la televiziune, într-adevăr, există tendințe și există riscuri. Bun, continuăm pe această temă? Da, mi-aș permite să vin și eu cu câteva notații, să le zic așa. Strict la presa noastră giurgioveană. Afirmam la începutul acestui capitol, să zicem, din emisiune, că există ziare numeroase, în diferite forme, scris online, radio, trei televiziuni. Eu zic că asta n-are cum să ne facă nouă rău atâta timp cât suntem conștienți că, spuneam mai devreme lucrul ăsta,
concurența cerne. Haideți să arătăm că noi suntem ăia care rezistăm, pentru că și ținta noastră, telespectator în cazul nostru, triază ca orice, ca orice amator de presă. Există maniere prin care subtil, chiar în condițiile în care spuneai tu, Gelu, poți să faci un pic de educație. Și am să argumentez chestia asta exact cu ceea ce se discuta, cu nota pe care a adus-o în discuție colega noastră Flori. Poți să faci educație prin televiziune atâta timp cât renunți la știrile alea de la ora 5. Da. Sigur că ai alte ținte, dar dacă tot timpul pui la ora 5 genul acela de știri, vorba ei, un copil de vârsta celui pe care îl are, eu nu știu dacă se poate educa. Educația lui poate să capete cu totul și cu totul altă direcție, nu prea se mai numește educație. Da, particularizând ziarele noastre, eu cred că e loc pentru toată lumea, chiar dacă atâtea mijloace media în oraș își găsesc suficient de greu temele, subiectele. Orașul este mic, nu se compară cu unul mai mare, cu capitala, unde orice ziar, orice post de radio, orice televiziune își găsește. Cu atât mai mult am fi trebuit noi să încercăm să arătăm că putem, condiția asta fiind puțin, adică de condiția asta fiind noi puțin fracturați, să zic așa. Dovedind că suntem buni, sărim și peste obstacolul ăsta. Da, continuăm sau trecem la alt capitol? Vorbeam mai devreme despre Florin. Vorbeam despre mine? Nu. Am crezut că vrei să intervii. Hai să lăsăm subiectul, că e... Văd că e ușor sensibil. Și eu cred foarte tare în telecomandă. Și, există știrile de la ora 5, de la ora 3, fata de la pagina nu știu care. Am telecomandă, o folosesc. De ce să-mi pun mâinile în cap și fustele, nu e cazul meu, tot acolo? De ce? Există telecomandă. Schimbă, fratele meu, nu-ți place. Poți să faci cultură, ok. Faci cultură, pierzi rating. Asta e categoric. Dar poți să nu faci subcultură. Poți să nu faci manelizare. Asta chiar e o obligație. Nu te duc pe tine, telespectator, în jos, în gaură. Ia maneaua, ia crima, ia violul. Dar încerc să... Și de asta zic, băi, noi lucrăm cu materialul clientului. A luat unul nu știu ce premiu, nu știu ce diplomă. Premiu, am gândit la prepelițe. Apropo de materialul tău. Ai o fixație. Omul ăla face ceva, Gelu. Și eu m-am bucurat foarte tare că am găsit că nu m-ai întrebat și sunt foarte mâhnit pe chestia asta. Așa, super. Cum mi s-a părut Giurgiu când m-am întors? Paradoxal. Într-un amestec de gri și roz discret pe alocuri. Ai nevoie de repere, ai nevoie de oameni care să facă, care să-și dorească să facă. Un bugetar, că tot ai mai ironisat cu materialul ăla, cu prepelițele, îmi fac mea culpa, dar dacă mai găsesc unul care să facă ceva de genul ăsta, o să-l aduc pe sticlă. Eu știu pe unul cu papagal, discutăm mâine între noi. De ăștia am și eu, nu-i problem. Pot spune, scuză-mă un pic, Florin, eu pe am tine pus niciodată? Prima cu porcii vietnamezi în Giurgiu. Da, da, porcea, fine, am reticențe, deși te-am ajutat puțin la materialul ăla, dar și mie mi-a scăpat că nu erau chiar vietnamezi. Dar nu mai contează, creștea ceva. N-avea ochii oblici, probabil. Dar erau asiatici, nu sculptau pe bobul de orez, nu... Încerca să veniți cu lucruri autentice, era sau nu vietnamez? Era, totuși. Da, era vietnamez, bine. Bun. Încercam să prezentăm GRI la TV Giurgiu. La ora 10 spuneam că avem matinal cu Dan Dobre și David Emanuel. Vorbim despre GRI la actuală și trebuie să reamintesc că la ora 18:45 sunt știrile TV Giurgiu în direct. Ei bine, despre primul jurnal TV Giurgiu am pregătit un material chiar de la acel jurnal.
cu cadre de atunci și rog colegul meu din regie să-l difuzeze. Nu, dar mie că sună telefonul și n-am buzunar să-mi pun. Dai drum! Și o televiziune a viitorului în care vizionez sagul de sunt cutăriță și am plăcut amici. Ea că ar trebui să nu se mai oprească. Și bine, acum e și Răzvan dacă n-ar fi primat asta, asta e mai bine, dar... Deci Marian e atât de concentrat, foarte. Încât o să mă ia dreapă în armată, iar și ăștia m-au scos din evidență deja. Eu sunt deja expirat. Pa, Flori! Dar surpriza care mai e? Bă, mie să nu filmez de tot, că mi-am mare aici. Aici. Nu! De lei amendă de la Poliția Locală pentru afișaj electoral în ziua votării. Încheiem grupajul de știri despre alegeri și continuăm cu o nouă modă în materie de mâncare la români. Se transformă dintr-o dată într-o afacere. 90 de kilograme, chiar mai mult nu. Ați vândut până acum un astfel de exemplu? 30. De Menescu, Glas Mieros pe Giurgiu Ven, cu oferte care mai de care mai neaccizate. Ce țigări aveți? Pe păcine, între mine sau voi? A, păi nu. Nu, suntem, dă-te încoace. Sunteți mai multe. Păi de care țigări aveți? Acum rubrica Inima Giurgiului, o rubrică care vorbește de la sine. Urmăriți, reflectați și dacă simțiți nevoia, comentați. Relația om câine este una bine parafată, fiecare dintre cele două părți căzute la pace, având grijă să-și vadă numai de treaba sa. Cum spuneam, vin zărbătorile și unora nu le pasă. Asta în timp ce alții ar vrea să se bucure, dar... 100 de persoane din Giurgiu luptă pentru supraviețuire, motiv pentru care se hrănesc zilnic la cantina de ajutor social. Sunt copii și bătrâni care au o imunitate scăzută. Doctorul Gheorghe este un cunoscut stomatolog din Giurgiu, dar și o persoană cu idei și inițiativă. Așa se face că un post de radio pe care l-ascultă frecvent i-a oferit ideea de a... Ce faci, mă? Filmez. Salina? Salina din Giurgiu va fi gata în ianuarie și se pare că giurgiuvenii s-au interesat deja de un tratament cu aerosol. Mai rămâne de stabilit prețul unei ședințe, cu siguranță mai mic de pentru
intra la școală. Ca piscina de antrenament să fie funcțională tot anul, primăria orașului joacă cel mai important rol. Așa că nu ne rămâne decât să lansăm un semnal de alarmă către autorități. Nico! 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 Să zicem domnului primar, bine a venit la noi aici la televiziune. De emisie. Doamne ajută. Aveți echipă pe aici. Felicitări. Salutăm, salutăm. Bă, da, aveți echipă puternic. Și ne mai facem, că avem de unde. Ce-a trudat și ne-a trudat. Păi unde s-a trudat? Da, da, zic că da, bravo, Nic! Am revenit iarăși în direct la Giurgiu, înainte de toate. Ați urmărit imagini din televiziunea noastră, din clădirea televiziunii, din redacție, din platou și în partea a doua a grupajului, imagini de la primul jurnal de știri din 10 decembrie 2012. În finalul știrilor ați văzut că era prezent și primarul Nicolae Barbu și Nicolae Florian, deja deputat la ora aceea, asta pentru că urma să intre în următoarea emisiune de după știri ca invitații. Ei bine, am discutat cu colegii mei despre jurnalistică, despre cum e jurnalistica la Giurgiu. Am reușit într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, să atingem anumite puncte. Desigur că discuția poate continua multă vreme. Jurnalistica înseamnă muncă și rigoare, dar înseamnă și momente mai puțin obișnuite, momente deosebite. Am stabilit cu colegii mei că urmează să-i rog să povestească fiecare dintre ei ceva deosebit din anii de muncă în jurnalistică pe care îi iau în spate și ca să dau un exemplu, dacă vreți, încep chiar eu, până vă mai gândiți voi, ca să nu, poate v-am surprins, am să încep cu începutul, am să încep cu anul 1997 când lucram la Radio Giurgiu, patron fiind Mihai Preda, pentru care am un mare respect, pentru că la un moment dat am zis că nimeni nu o să mai facă în Giurgiu un radio ca Mihai Preda și așa s-a întâmplat, din păcate. Ei bine, eram redactor șef la radio, Mihai Sulică, prietenul meu, directorul firmei, și vine Mihai Preda și ne zice, vedeți că am vorbit cu Mirela Florea, secretara patronului, secretara lui Mihai Preda, și plecați în 2-3 zile în Bulgaria la un simpozium radio, și faceți și voi pe acolo mai pe proști, mai pe deștepți, aflați cum, ce tarife au aia la publicitate, aflați una alta, că nu ne orientam destul de bine, aveam tot felul de controverse cu privire la tarifele publicitare, noi fiind primii pe piață, ca să zic așa. Ei bine, Mirela Florea, secretar, a primit un fax cu invitația. Ne-am uitat puțin, era scris în bulgărește și în engleză, ea fiind secretară, știa limbi străine, mă rog. L-a tradus, a răspuns, ne-a făcut cărți de vizită, Mihai, patronul, ne-a dat și $100, era o grămadă bani pe vremea aia, să avem bani de buzunar. Pac, cu trenul, la ruse, luăm trenul, cred că un personal a fost spre Sofia și toată noaptea zdranca, tranca cu tren. Pe la 6 am ajuns în Sofia, mă rog, ne-am dat jos din tren, gara mare Sofia, la un moment dat ni se părea, noi trei fiind, ni se părea cu totul ceva foarte, foarte ciudat. Și tot mergând prin gară, am remarcat, era anul 1997, am remarcat că bulgarii mergeau prin gară, efectiv, cu ochii în pământ, nimeni nu zâmbea și erau foarte triști. Era anul, repet, 1997, anul acela de mare criză care a traversat Bulgaria, când bulgarii nu aveau bani din salariile reunite ale unei familii, nici de mâncare, circulau cu tramvaiul cu ouă, deci dăteau un loc de bilet cât un ou sau ce mai găseau prin casă. În sfârșit, atât de loviți erau, încât vă spun sincer că nu zâmbea nimeni și era mare liniște. Gândiți-vă cum e la noi în gara de nord și în gara din Sofia era o liniște cu totul deosebită. Ei bine,
Am ieșit din gară să mergem spre locul de întâlnire, mă rog, spre locul simpozium. Și la un moment dat ne știm care, pe unde e strada respectivă, pe cine să întrebăm, ne-am dus și noi la un timp care vindea ziare. Și ăsta se uită pe faxul nostru și zice, na, ruse. Cum ruse? Mă rog, vorbim cu el și aflăm că strada aia nu există în Sofia și că, de fapt, noi eram invitați la un simpozium radio în ruse. De unde plecasem? Și făcusem 8 ore cu trenul. Am avut marele noroc că am prins un tren înapoi într-o jumătate de oră și am mai făcut, cred că mai puțin de 8 ore, cred că ăsta era mai rapid ceva sau mai accelerat. Și am ajuns la ruse. Acolo era simpoziumul, nici de cum la Sofia. Și așa ne-am plimbat pe 14 ore cu trenul degeaba, pe timp de vară, căldură mare. Altfel, simpoziumul a fost unul cu totul, întâlnirea dintre altul, foarte util și cu totul și cu totul deosebit. Dar la ruse, totuși. Da. Da. Interesantă povestea, dar eu vreau să mai spun un singur lucru. Vă suspectez că ați întins traseul ca să luați diurnă mai mare. Nici măcar nu era cu diurnă, dar am spus că ne dăduse patronul diurnă. Mi s-a părut gafa colegei atât de mare încât niciodată nu i-am reproșat, nici eu, nici Mihai Sulică, nu i-am reproșat absolut nimic, am lăsat așa. Acum e singura, dar acum dacă ne aude să știe că o stimăm foarte mult și vorbim în glumă, suntem detașați față de întâmplarea asta care ne-a pus pe drumuri sute de kilometri dus și întors. Și cu diurna ai fi putut să îți petreci o vacanță la ruse, unde ajungeai cu bicicleta, da? Ce să-i cu faci? Diurna de atunci. Da. Am ratat. Da, mai ales că era perioada aia de criză în, exact, Bulgaria, la noi nu. Încât chiar îți spun că 100 de dolari ne-a ajuns la toți trei. Ții minte că mi-am cumpărat și un cărucior pentru copil, tot din banii mei. În perioada aia circulau niște butade, că ar fi apărut chipurile, afișe pe stâlpuri, caut asociat în vederea cumpărării unui pui. La Bulgari. La Bulgari, da. Una și nu stața. Cu un ou, cu cinci. Adică... Atât era... Ori fi fost de prepeliță, scuză-mă. Good point. Tușe. Ca să rămânem pe tărâmurile bulgărești, am remarcat o chestiune, ne-am dus odată, hai să mai povestesc una tot eu, la Plevna să depunem niște coroane, tot așa. Eu, reporter, am făcut și un reportaj drăguț. Atunci lucram la ziar. Și Plevna, la Plevna, ca la Plevna. Am ajuns în ruse, hai să ne oprim să mâncăm ceva. Și am luat niște mici, niște sucuri, niște beri. La un moment dat, când m-am uitat ce era pe masa noastră, eram într-adevăr trei și cu șoferul 4, normal că a stat cu noi acolo, masa plină de mici de beri, iar bulgarii, nu era în perioada de criză, asta e recent, acum după 2000, veneau și beau o sticlă de bere 2 inși și luau câte un mic fiecare și plecau. La fel i-am văzut bând cafele de alea mici și mergând la alimentară și cumpărând nici măcar 50 de grame de cafea, mai puțin. Altfel construiți decât noi, totuși, ca să nu îi luăm în derâdere, sunt mai economi și altfel orientați decât noi români. Care, repet, cu perile pe masă, cu... Și acum eu am zis două, sunt cu două ture înaintea voastră, care urmează? Mi-a zis cu două și cu mulți bulgari. Da, sunt... Nu trebuie să zici cu bulgari, sunt... te rog frumos. Eu mă străduiam să găsesc una cu bulgari. Nu. Sunt în presă, sunt tot felul de întâlniri, de întâmplări hazlii. Eu m-am gândit la un moment dat să le scriu, încă oscilez între alternative a scris sau a nu scris pe tema asta, până la urmă ar suna întâmplări cu proști din jurnalism și atunci aș prefera să nu le dau, dar acum pentru că tot ai făcut și deschiderea asta și ai zis tu două cu bulgari, zic și eu una cu proști. Eram, făceam secretariatul general de redacție la o foaie și angajează jupânul o fătucă, o nepoțică, o fătucă lui Cristoiu, numită generic, și era o manifestare, ceva, cred că zilele Alexandrii, ceva de genul ăsta, și vin unii cu paintball. Și băi, du-te, pozează-i, băi, avem și noi ceva la... Se duce fătuca, primesc un telefon, băi, zice, te-ai scos, ai o fătucă acolo și tocmai în momentul ăla a leșinat-o baba, a venit salvarea, a luat-o, m-am scos.
opresc loc de prima pagină, vine asta, descarcă, hai repede pozele cu baba. Care babă? Baba? Care babă? Aia care a leșinat lângă tine. Nu am. Aolo, păi ce ai? Paintball, nu mai pus să pozez paintball. Baba tă lângă tine, nu e? Și de atunci eu am, vis-a-vis de ce discutam mai devreme, totuși e nevoie să cauți senzaționalul, chiar dacă trebuie să ai doză și să nu te duci spre morbid. Dar senzaționalul trebuie căutat și să nu lasă să moară baba lângă tine. Să nu rate subiectul. Să nu moară baba lângă tine, cum îmi place mie să zic. Lucram la un ziar și un coleg de-al meu s-a dus, nu departe, la Slobozia, unde o bătrânică trebuia să împlinească 100 de ani. Și a venit înapoi, ce ai făcut? Păi, n-am făcut nimic. De ce? Era cam bolnav. Nu, pe asta o zic. Păi n-am făcut o știre. Memorialul Marin Preda. Lume multă, televiziuni, presă scrisă, era un flăcău redact, fotoreporter la o foaie, bun, foarte bun ca meseriaș și destul de solicitat pe nunți. Și ăsta, redactorul, ia câteva bere la bord și zice, hai să ne facem treaba. Și ăsta zice, șefule, dar trebuie să mă grăbesc ca am o nuntă. Bine, bă, pozează-l pe Marin Preda. Și ăsta, săracu, a început să ia pe toți invitații la rând. Șefule, care ești Marin Preda, bre, cam și o nuntă. Să vă mai zic eu una, repede, lucram la Radio Giurgiu și tot așa o colegă de-a noastră s-a dus în fața fostei prefecturi, în Parcul Alei, mă rog, cineva, știu și cine, făcea greva foamei într-un cort, sub supravegherea Crucii Roșii, mă rog, vine înapoi, ai făcut reportaj, ai făcut și tu un interviu cu, zice, cu grevistul foamei, zice, nu, de ce? Era în cort să culcase puțin. Deranjez omul. Dar din ceea ce vreau să zic eu, nu știu cât putem alege parte nostimă și penibil. Făceam parte într-o echipă TV plecată să fac un material pentru știri. Ajungem la un șef de instituție, îi explic care este tema pentru care am ajuns acolo. Colegul meu, actualmente la o televiziune bucureșteană, operator de imagine, își pregătește camera și o pune între pied, așteaptă cu minte să punctez, mă rog, materialul respectiv cu șeful respectiv de instituție și la un moment dat îmi documentez materialul, îmi iau frumos datele în agenda, după care respectivul șef de instituție zice, domnule, gata, am terminat, nu? Domnule, dacă tocmai acum am stabilit ceea ce avem de făcut, acum urmează ca al meu coleg să înregistreze sincron, adică partea aia în care dumneavoastră ne spuneți esența celor discutate până acum. A, domnule, păi stai un pic, credeam că am terminat. Zice, nu, da, eu am crezut că sunteți la presă scrisă. Deci, să vadă o cameră pusă, să-i explic că noi suntem de la TV și că TV se face altfel decât presa scrisă, cu imagini. Și în final să ne spună tipul că, domnule, eu am crezut că sunteți de la un ziar, nu? De la un ziar care are niște cămări cu ei. Da, adevăr e că foarte multă lume și când zic lume, nu-i scuz pe cei care sunt șef de instituții, bă, nu vor să fie filmați. Adică stai puțin, dacă ești șeful unei instituții și am venit să ne spui, de exemplu, de ce e atâta gheață pe trotuarele din Giurgiu, cine vrei să-ți spună? Primarul? Nu pot să mă duc la primar să-l întreb și de ce e gheață și de ce nu e gheață și de ce plouă și de ce nu plouă. Cineva care răspunde de trotuar, nu? Nu de trotuar, de gheață. Da, dar să n-apar la televizor. Păi și cum vrei să povestim, probabil. Că tot ați vorbit despre șef de instituții, vă zic una acum cu șef de instituții media. Ajunge unul în Moguli. Mogulul nostru e... Nu, mogulul nostru, glumesc. Șef de sindicat, în fine, nu multe clase, cât trenul de ajuns și la un moment dat se pomenește cu un cadou din partea unor finanțatori, nici mai mult, nici mai puțin decât o făiță. Un zi. Omul du-te, rău. Și ne sună într-o zi disperat. Observați suspansul. Toată lumea. Mai te răbdăm. Bine. Asta că mă topesc de căldură. Sună și zice toată lumea în tipografie. Fugim ca disperații. 10 minute, ceva de genul ăsta. Fugim ca disperații, îl căutăm pe acolo, nimic.
bă, sunt în tipografie, unde? Păi suntem și noi tot în tipografie. Închide telefonul, ne trântește telefonul în nas, secretarea istețică ne sune și ce, veniți mă că e în redacție și vă așteaptă de o jumătate de oră. Ajungem în redacție, în fine, terg lucrurile. Ca să arate că a înțeles, nu știu cine îl supără de la un ziar concurent și o pune pe secretarea să facă un afiș. Accesul persoanelor străine în tipografie interzis, tot pe ușa redacției. Și cât ai mai stat la mogulul ăla? Până cu în momentul, basca în mână așa. Până în momentul ăla, crede-mă că nu rezist. Până în momentul în care mi-a zis, vezi că am început să mă implic în partea redacțională. Aolo, și ți-am intervenit și pe materialul tău. Și ce ai făcut? Am pus o virgulă. Mai bine nu o puneai că e între subiect și predicat. Să mai întâmplă. V-aș propune să continuăm cu grila noastră de programe. Mai vreau să povestesc și eu ceva. Sau doar Florin, încercam și noi să gradăm suspansul într-un anumit mod. Bine, te rog, Florin. Și deja ai făcut suspans că n-ai lăsat-o să vorbesc. Nu, da, Negiba... Cel mai bun spațiu este spre sfârșitul emisiunii. Știi da. Asta, nu? Nu la mijloc. Dar te rog, acum. Uite detaliile. Deci, o știre, fără deci, o știre... Poate scoatem să fie... la montaj. Da, scoatem, tăiem. Poți să pleci pe teren, să filmezi, să te întorci și să fii decât obosit și atât. Da, de multe ori întâlnești niște situații din care nu prea mai știi cum să ieși. De exemplu, astă vară, DICOT București a făcut niște descinderi pe la Giurgiu, spectaculoase, cu mascați cu colegul meu cameraman Răzvan Albu, am plecat acolo să facem, era toată presa centrală, televiziunile centrale. Și am zis, trebuie să fim the best. În consecință, colegul meu s-a cocoțat pe un bloc de unde a scos cele mai bune cadre, fiindcă subiectul a fost pe larg dezbătut la toate televiziunile, adică până la Cătușe. Da? Unde n-au pătruns. Iar eu cu... Ați filmat și partea cu eliberarea, că de regulă așa se întâmplă. Nu. În prima parte îi arestează și mai pe soarele de drum. Așa. Și iar eu, reporterul, eram cocoțată pe gard cu o colegă de la Antena 3. Noi... Am înțeles. Curajoase. Și fără spor de înălțime. Și da, unde mai pui? În curtea interlopului, spiritele încinse, familia inflamată. Noi, curaj și curaj. Și vorba românului, și țiganii și țiganii. Și am stat, mai stăm. Le e frică să iasă, nu? Că sunt jandarmii, da. Și dintr-o dată au rupt ușile, porțile, da? Și au venit pe noi cu sticle cu apă, cu sticle pe cap. Acum apucasem în față un coleg cameraman de la o altă televiziune, zice, mergi în spate tu, colega, mergi în spate. Dar nu puteam, că mă apucase mama interlopului de o mână și zice, vino să vezi ce ne-a făcut. Și eram din priviri, lăsam impresia că o înțeleg, fiindcă mi-era foarte frică. Foarte, foarte frică, dar în fine a ieșit un material bun, zic eu. Și de asta e, nu știu, cred că e cea mai frumoasă meserie. Un material cu amintiri, da. Da, da. Meserie frumoasă, sigur că da. Mai cineva la rând ca să nu trec la grilă și să vă supăr? Amintiri? Nu pot să spun că am legate de vreo așa, întâmplare, tinerețe. Dar... bâlbe și care și televiziunile concurente, ați văzut că se mândresc da, cu ele. Un top, da. Avem și noi, nu? Cea mai frumoasă bâlbă a fost a mea, pot să spun că eu am făcut-o. Am fost colegul tot cu Răzvan Albu la o filmare la purtătorul de cuvânt de la poliție. Și în momentul în care colegul meu a dat recul la cameră, eu am început să normal, zic, să-i țin domnului microfonul. Da. În momentul când am ținut microfonul, deja din cauza emoțiilor, ce mi-a fi spus domnul respectiv să uita la mine, așa îmi făcea microfonul. L-ai bătut puțin.
fost de poveste. Dar asta e. Asta e o bâlbă, da, cu tremurici. Da. Și partea cea mai frumoasă a fost că vorbeam că și eu am fost cu Răzvan la filmare, el a stat, era cald și prăjea soarele și el era într-o mână. Nu vreți să știți cum arăta după filmarea aia. Deci era bășicat. Era, a meritat Răzvan? Eu zic că da. Zice doar că așa, în traducere așa liberă înseamnă că ar mai vrea o dată. Bun, hai să-mi fac și eu puțin meseria și să revin la o promisiune mai veche, aceea de a prezenta grila actuală a noastră de programe. Spuneam că la 10 Dan Dobre și David Emanuel au la ora 9, până la 10, matinalul. Apoi urmează o serie de relori din ziua anterioară. În fiecare zi la 18.45 încep știrile noastre în direct. La 19.30 în fiecare zi câte o emisiune. Lunea, Arena Sportivă cu Mihai Dândăreanu. Cu regret nu avem un interviu și cu el, dar Mihai Dândăreanu e un ziarist foarte cunoscut și nu o să se supere. Marți cu Punctul pe I, deci de la aceeași oră, de la 19.30, cu Mariana Brăgaru, care nici ea nu o să se supere, de altfel apare prin filmările noastre. Miercuri, de la 19.30, la Porțile Dorului cu Ilie Clement, o emisiune folclorică. Și miercuri de la 20.30, Oameni și Destine cu Mihai Dindăreanu. Joi, Giurgiu înainte de toate, de la 19.30, Gelu Brebenel, realizator. Iar vineri, o emisiune nouă, o să vedeți emisiunea pilot chiar vinerea aceasta, de la 19.30. Realizator Gheorghe Velicu, cu care avem și un interviu. Emisiunea se numește foarte sugestiv și în stilul lui Gigi Velicu a zice Iluzii, prejudecăți, perspective. În pregătire mai avem unele emisiuni de sâmbătă. Florin Giba vrea să facă Acces la Har, o emisiune de sâmbătă, cum spuneam, pe teme religioase. Marian Butan are și el o emisiune în perspectivă, la alegere între consilierul de gardă, o emisiune care vă va învăța să faceți ce să faceți când nu știți ce să faceți, ca să zic așa, în diferite domenii. Dar în același timp are în pregătire și o altă emisiune. Am să te rog pe tine, Marian, să zici câteva vorbe despre celălalt proiect al tău. Da, celălalt proiect al meu ascuns, ca să zic așa, în spatele ușilor închise, cam asta este titlul la care mă gândesc pentru emisiune, reprezintă un format pe care nu cred că l-am văzut la televiziunile locale. Segmentul de adresabilitate este total, aș zice, numai că invitații emisiunii îmi propun a fi cei care sunt foarte puțini prezenți în emisiunile televiziunilor locale, cum subliniam, și mă tem că și în cele naționale. Emisiunea vizează întâlniri cu bătrâni, de exemplu, cu persoane care au probleme, dizabilități, pensionari cu diferite... Sau despre asemenea subiecte, da. Da. Pensionari organizați în diferite asociații. Problemele din fiecare astfel de organizație, instituție. Cam așa văd eu formatul. Este doar un proiect, exact așa cum spuneai. Orice început, cum subliniam, este greu și pentru a duce o emisiune la capăt e bine întâi să te documentezi, pentru că știm bine, o ediție, două, nu înseamnă mare lucru. Este bine să ne putem lăuda toți, tot colectivul, cu emisiuni duse pe parcursul a mai multor ediții, an dacă se poate, de ce nu? Și atunci, da, deci un proiect al lui Marian Butan. Flori Drăgulin are și ea proiectele sale, însă, ca să o țin puțin în suspans, am să rog regia să difuzeze un interviu realizat cu Ilie Clement, realizatorul emisiunii La Porțile Dorului, după care revenim la Flori Drăgulin. Giurgiu, înainte de toate, se ocupă astăzi de colegii din redacție, din redacția noastră lărgită. Stăm de vorbă cu colegul Ilie Clement și am să te întreb, Lili, așa îi zicem noi, colegii, Lili, de unde pasiunea ta pentru folclor? Ca orice om... Când am venit pe lume, în urmă cu 59 de ani... Aveai un plan deja făcut pentru folclor, înțeleg. Dumnezeu a avut un plan anume pentru mine și mi-a dat harul de a dansa popular.
Dacă tot am apreciat că am deschidere pentru acest domeniu frumos din folclorul românesc, am zis să nu-l înșel cu alte pasiuni. Nu am încercat altceva pentru că regretatul meu coregraf Ion Mihai îmi spunea întotdeauna, atunci când faci două lucruri, nu iese bine niciunul dintre ele. Și atunci am fost un susținător fidel al acestui gen artistic, artistic, să zicem așa. Să înțeleg că nu ai încercat niciodată să cochetezi cu cântatul? Nu, de cântat nu am cântat. Am încercat, copil fiind, să intru în gașca de cartier din Zmârda, în echipa de fotbal de la acea vreme, de la fabrica de zahăr. Însă am văzut că nu am chemare pentru sport și am rămas fidel dansului popular și ansamblului Ipertotal. La ce vârstă ai debutat în dans și unde? Ei, din școala generală, răposatul profesor Iorgulescu împreună cu doamna Sanda Iorgulescu m-au cooptat în echipa de dansuri a școlii generale numărul 4, unde am învățat tainele abecedarului. Am fost selecționat și de aici, împins de la spate, de acela de care vă aminteam mai devreme, Mihai Ion. Știu că dansatorii, cei care practică dansul popular, sunt destul de plimbați, în sensul frumos al cuvântului, la modul că merg la foarte multe concursuri, la foarte multe manifestări. Da, este foarte adevărat. În vremea când eram tânăr și dansam la Casa de Cultură din Giurgiu, ansamblul Dunărea, care se înființase acum 41 de ani, era invitat să participe și să reprezinte zona folclorică vlașca la diferite competiții de gen din țară. Și fără să creadă Gelu Brebeneu sau telespectatorii, și o spun cu mândrie, devenisem la un moment dat spaima festivalurilor, pentru că întotdeauna mergeam cu program impus de organizatori, diferit de la un festival la altul, unde de cele mai multe ori specialiștii în domeniu rămâneau impresionați de prestația artistică atât a instrumentiștilor, a soliștilor vocal, dar mai ales a dansatorilor. Să înțeleg că ai luat multe premii la dansuri. Nu le-am luat eu, le-am luat împreună cu ceilalți colegi ai mei și o noutate și pentru TV Giurgiu, noi 5 dansatori din vremea respectivă ne-am căsătorit cu 5 dansatoare, au rezultat familii frumoase, au rezultat copii frumoși. Artiști în familie. Putem să zicem și așa, deși eu niciodată nu m-am considerat un artist, am fost un slujitor al folclorului muntenesc, că de aici mă trag. Haideți să am încheiat un nou an, acest 2012, să vorbim puțin despre 2012 și despre ce ai reușit tu să realizezi în acest an. În domeniul folcloric, bineînțeles. Da, nu vreau să creadă nimeni dintre telespectatorii emisiunii că ceea ce am făcut și ceea ce fac eu în domeniul folclorului nu mai poate să facă nimeni. Însă, așa după cum știe toată lumea, la Societatea Nova Forță funcționează ansamblul folcloric Muntenia, care, dacă tot e ora bilanțului, vreau să spun cu mândrie că faptul că am participat la foarte multe televiziuni și în special cele cu profil de folclor, unde am fost invitați de onoare, înseamnă mult pentru mine, ținând cont că ansamblul nostru este unul din tineri amatori. Este ora bilanțului și vreau să spun că încă nutresc sentimentul bucuriei că în luna aprilie am fost nominalizați pentru Gala Premiilor Etno, ce s-a desfășurat la Sala Palatului din București, în prezența la 6.000 de spectatori și, spre mândria mea, momentul coregrafic a fost asigurat de 3 ansambluri folclorice din țară, respectiv Doina Oltului din Slatina și menționez Ansamblu Profesionist și Junii Sibiului, bineînțeles din Sibiu, de asemenea Ansamblu Profesionist. A fost hrană pentru sufletul meu și al copiilor, cum îmi place mie să îi numesc, faptul că am și fost invitat în scenă și am și fost invitat să susțin, eu știu, dacă vreți, o intervenție publicului spectator. Este mult pentru mine și este în același timp și o obligație, pentru că tindem spre mai sus.
Hai să revenim acum la 2013, la Porțile Dorului, emisiunea ta de la TV Giurgiu. A debutat în 2012. Aș vrea să ne vorbești despre invitații la care vei apela în 2013. Da, pentru că am spus-o și cu alte ocazii, dacă am un off, este acela că zona noastră folclorică, Muntenia, este foarte puțin mediatizată față de alte zone folclorice ale țării. Și o altfel spun, bine reprezentată. Altfel bine reprezentată, dar vedeți, are român o vorbă, calul bun să dă din grajd. Dacă nu ești cu ce ai material muzical, coregrafic, obiceiuri, tradiții, n-are de unde să cunoască lumea. Și atunci, prin ceea ce am făcut, am zis să arătăm lumii că și Giurgiu, zona noastră, Vlașca, cum vreți să o luați, sau Muntenia, într-o sferă mai largă, poate să arate lumii câtă bogăție are această zonă. De ce la Porțile Dorului? Am zis că prin această televiziune, și vreau să vă mulțumesc tuturora care lucrați aici, că ați avut atâta deschidere și mi-ați oferit posibilitatea să moderez această emisiune. Nu puteam rata o asemenea colaborare. Pentru că, vedeți, în timp am reușit să leg niște prietenii deosebite cu marile voci ale cântecului popular românesc, prietenii care dăinuie, și am zis pentru cei care ne urmăresc să le aducem un gram de bucurie la câte rele și câte greutăți are fiecare dintre noi. Și atunci, aici, la Porțile Dorului, se va deschide poarta pentru toți interpreții cântecului popular românesc și, dacă vreți așa, ca o ierarhie, aș pleca de sus în jos, aș pleca de la Maria Ciobanu până la tinerii interpreți, pentru că și aceștia trebuie să ajutați, că mâine, poimine, știți cum este, trebuie să vină cineva din urmă să ne ia locul. Lili Clement, mulțumesc foarte mult, mult succes, și ca să încheiem în tonul emisiunilor folclorice, nu pot decât să spun la mulți ani, da, și mult succes. Să dea Dumnezeu pentru toată lumea, pentru toți spectatorii TV Giurgiu. Ia sigur, împreună cu moderatorul, colegul meu, Gelu Brebenel, că vom fi alături de fiecare dintre telespectatori, pentru că ceea ce face Gelu și ceea ce îmi place și mie au același numitor comun, om. La mulți ani! La mulți ani! Un mini-interviu cu Ilie Clement, realizatorul emisiunii La Porțile Dorului, de fiecare miercuri la ora 20:30. O restanță am eu aici la noi în emisiune la Giurgiu Înainte de Toate, față de Flori Drăgulin. Promisesem că e și rândul ei să vorbească despre proiectele cu privire la anumite rubrici sau emisiuni, și Flori, te rog să ne spui tu. Ceva cele două proiecte, da. Despre care probabil nici cu gândul n-am gândit. Da, nici să nu v-ați gândit. Vizează două segmente de public, să zic. Da, primul proiect se adresează tinerilor, este despre ei și cu ei. Emisiunea se va numi Adevăr sau Provocare. Mă interesează foarte mult să discut subiecte, pot să zic, tabu, cu tinerii care mi se pare că sunt neglijați, cu excepția posturilor de muzică, da? Unde își setează televizoarele. Aș vrea să fiu o punte între nevoile lor, între speranțele lor și cei care au ochi să vadă și să audă. V-am spus în linii mari. În al doilea proiect îl voi avea alături și pe colegul meu, Gelu Brebenel. Așa îmi trebuie. Da, fiindcă n-ai fost cu minte. M-am gândit mult la el. Formatul ăsta n-a mai fost, nici măcar în televiziunile centrale. Uite ce te așteaptă, uite de la televizor acolo, da. Vezi ce te așteaptă? Da, da, da. Este vorba de cele două pături sociale care s-au definit foarte bine, bogații și săracii, numai că eu cred că este o privire superficială. Spui bogați și săraci, până la urmă căutăm definiția bogăției, definiția sau rețeta succesului,
sau, eu știu, eșecul, cauzele eșecului. Și atunci m-am gândit să aduc în fața dumneavoastră doi oameni cu statut diferit, spun doar statut social, nu și, și să căutăm latura comună, să vedem ce îi diferențiază și de ce. Mai departe vă las să descoperiți, fiindcă nu este un proiect ușor și am nevoie de latura specială a colegului meu, observ că te laud, nu? Nu știu despre ce e vorba. Da. O iau ca pe o laudă. Da. Și sper să iasă exact ce mi-am propus. Da, e vorba despre, dacă vreți, despre două zile din viața unei familii mai simple și de cealaltă parte din viața unei familii mai bogate. Și atunci să vedem care este mai împăcat cu el, da, cu viața, cu, fiindcă dacă ai bani, dacă ai un cont în bancă, asta nu-ți garantează neapărat, știi, nu-ți pavează drumul către rai. Și atunci să vedem care e bogăția, de fapt, spirituală. Da, este vorba și... în final, la început e vorba de două reportaje categoric la fiecare acasă. Fără discuție. Iar în final, întâlnirea dintre cele două părți. Intră pe segmentul de emisiuni sociale. Da. Să le zicem și sociale. Da. Ne oprim aici cu proiectele, continuăm. Să mai lăsăm și pentru alte emisiuni, zic eu. Și pentru ceilalți colegi. Și pentru ceilalți colegi. De altfel, după cum s-a văzut în emisiunea de astăzi, pe lângă discuțiile noastre și proiectele noastre pe care le-am definit noi, numele nostru al fiecăruia sau numele televiziunii, la modul general, am făcut și interviuri cu o parte dintre colegii noștri din televiziune. Puțin mai târziu o să mai difuzăm un interviu cu realizatorul unei noi emisiuni, dar este de datoria mea, dacă v-am prezentat colegii din redacția Știri și realizatorii de emisiuni, să vă prezint, chiar dacă nu mai citit, și echipa noastră tehnică. În spatele fiecărui emisiuni se află colegii noștri, o echipă mare de la partea tehnică, Răzvan Albu, Daniel Ficleanu, Andrei Toma, Ciprian Ciobotărașu, Liviu Cosat și Minel Boboc, care sunt operatori de imagine. Apoi avem trei editori de imagine la ora actuală, Laurențiu Ștefan, Decebal Cordie și Mirel Voina. George Secară este colegul nostru de la regia de emisie și Petre Slăvescu, directorul televiziunii noastre. Acum, revenind la grila noastră, vă spuneam că vineri lansăm o nouă emisiune cu un nou realizator. Este vorba despre profesorul de filozofie Gheorghe Velicu, prietenul nostru Gigi Velicu, ca și realizator. Emisiunea are ca oră de desfășurare seara 19:30. Se numește Iluzii, prejudecăți, perspective. Mai multe despre acest subiect ne spune chiar realizatorul Gigi Velicu. Stăm de vorbă cu profesorul Gigi Velicu, prietenul nostru bun și mai nou colaborator la TV Giurgiu. Gigi Velicu, am înțeles că noul tău proiect, noua ta emisiune, va debuta chiar vinerea aceasta, mai bine spus mâine, și poartă numele Iluzii, prejudecăți, perspective. Începe cu iluziile, fără prejudecăți și se termină probabil cu perspectivele. Spune-mi, te rog, ce aduce nou emisiunea ta? Ba, sper să fie o emisiune incitantă. Să toată promovez, lumea sperăm la fel. Da, dar să promovez o atitudine critică și cu siguranță că așa va fi. Va merge și pe demitizare și din acest motiv probabil că va crea, eu știu, și anumite critici la adresa emisiunii, nu? O emisiune criticată, o emisiune care da, există. Da. Noi românii suntem obișnuiți mai mult, eu știu, noi cei de vârsta mai mă refer, datorită anilor de comunism, să fim lăudați. Nu prea ne simțim bine atunci când suntem criticați și chiar nici atunci când criticăm. Am intitulat-o Iluzii, prejudecăți, perspective, fiindcă dintre toate ființele oamenii sunt singurii care au iluzii. Uite, acum se potrivește și cu sărbătorile de iarnă și mi-amintesc chiar niște versuri de ale lui Emil Brumaru. Nu? Care fiindcă sărbători au trecut ca niște iluzii. Da, de sărbători cu toții bem un pahar cu vin și Emil Brumaru chiar spunea, numai în alcool exploziile fine ale iluziilor se aud distinct. Brumaru probabil știa el ce spune. Pe urmă, suntem plini de prejudecăți,
numai copiii nu au prejudecăți. Cu cât înaintăm în vârstă, începem să avem prejudecăți. Ideal ar fi să nu le avem. Perspective, mă rog, sper să nu fie numai din punctul de vedere al lui Nietzsche, adică un fel de perspectivism, în sensul că fiecare om are adevărul său, perspectiva sa, că de fapt nu există adevăruri și așa mai departe. Sper să fie în sensul pozitiv, nu în sensul lui Înțeleg Nietzsche. Că sunt multe de lămurit la această emisiune. Câteva teme pe care vrei să le abordezi? Da, am vrut să debutez cu o temă intitulată Fericirea. Până la urmă am ales prostia. Încă n-ai aflat răspunsul final la întrebarea ce este fericirea. Nici nu o să-l aflu vreodată. Nimeni nu o să-l afle vreodată. Iată de ce se merită o dezbatere despre fericire. Dar prima temă, tema de vineri de la 19:30 va fi prostia. Despre o temă despre prostie, o temă incitantă. Și vastă, să zice vastă, că mama proștilor e totdeauna gravidă. Știm că inteligența este finită, dar prostia este infinită. Prostia și universul. Două realități infinite. Spune-te, rog, la ce invitați te-ai gândit așa în perspectivă? Ba, invitați, în primul rând, invitați din Giurgiu, din oraș și din județ. În Giurgiu există multe capacități intelectuale, există o elită intelectuală, există o elită în sensul general, nu neapărat o elită intelectuală. Unele dintre aceste capacități intelectuale chiar stau ascunse. Poate reușești și să faci nivel, ceea ce am încercat problem. Și noi odată, am mai reușit și noi să scoți ursul din berlog. Da, pe urmă nu neapărat numai din Giurgiu, și din București, eu știu, și din altă parte. Oameni, în orice caz, oameni, sper eu, oameni deosebiți. Care nu vrei veni. Să ne dai nume deocamdată. Mă rog, nu, mai bine să nu dau nume. Să fie surpriză, da, surpriză. Da. Mulțumesc mult și mult succes îți doresc. Mulțumesc, mulțumesc. Am revenit în platou la Giurgiu, înainte de toate, alături de o parte din colegii mei de la redacția Știri. Spuneam la începutul emisiunii că dacă ar mai fi lângă noi și Nicoleta Pană și Flori Dumitru, atunci am fi toată redacția Știri. Mă rog, cele două colege nu sunt în seara asta, n-au putut să vină la emisiune. Avem multe emisiuni de acum încolo înainte, este și rândul lor și a celorlalți colegi de-ai noștri care n-au putut fi alături de noi. Una peste alta, revenind la colegii mei din platou, vă pasez vouă acum, finalul vă aparține, da? Vă rog, Flori, sunt sigur că tu mai ai ceva de spus. Ca de obicei. Îmi doresc să devenim un reper în presă și îmi doresc ca și proiectele mele să devină un reper. Cam asta îmi doresc eu. Am spus exact ce gândeam în secunda asta. Foarte frumos, ai fost sinceră. Iar eu îți doresc mult succes. Ce pot Mulțumesc. Să spun mai mult? Marian, tu? Da, aș dori în primul rând sănătate pentru tot colectivul, pentru ca fiecare proiect pe care l-am expus aici să și ajungă la final. Eu mi-amintesc că la un moment dat de ziua sună un telefon. Trebuie să spun telespectatorilor noștri că deși eu afișat acolo un număr de telefon și am vrut să intrăm în legătură directă cu dumnealor, mai mulți telespectatori ne-au sunat să ne ureze oarece, dar n-au vrut să intre în direct. Spuneam că mi-amintesc un lucru care într-un fel sau altul m-a mișcat. De ziua sa, Florian Nicolae, patronul nostru, a venit la noi în redacție să ne ureze viață lungă. Da, avem și un telefon, continui cu ideea cu Florian Nicolae la final. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Ioana Ionescu mă numesc. Sărut mâine, vă ascultăm cu mare plăcere. Aș vrea în primul rând să transmit la mulți ani și toate cele bune pentru toată redacția noastră, pentru toți invitații. Și singura idee care mi-a venit pe parcursul emisiunii, ce aș fi vrut să transmit, pur și simplu mă întorc tot timpul la am emoții, mă întorc la cei doi oameni, baza acestei emisiuni, mă refer la Vera și Nicolae Florian,
am mari emoții pentru că, nu știu, se justifică printr-un gest al dânșilor, nu singurul de care am cunoștință, ci doar care m-a marcat personal. Și așa că ascultam tot ce spuneți despre proiectul ăsta, urmăresc emisiunile noastre, deși aici la noi în oraș nu urmăresc nicio emisiune de știri locale. Urmăresc cu drag tot ce se întâmplă în Giurgiu, deși am plecat de acolo în urmă cu 20 de ani. De unde ne urmăriți? Totul se rezumă la credința dânșilor în Dumnezeu și cred că este tot ceea ce concură la realizările lor, inclusiv acest proiect. Vreau să spun că doi oameni minunați, oameni care sunt iubiți și îl iubesc pe Dumnezeu și cred că asta este ceea ce face ca orice proiect al dânșilor, cum dumneavoastră în jurul poate știți mai bine, s-a concretizat și s-a materializat în lucruri minunate. De unde ne urmăriți? Vă urmăresc din Alexandria. Negiba, ai cuvântul. Mulțumim foarte mult pentru telefonul dumneavoastră și pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. Eu vă urez toate cele bune și să-i luăm drept exemplu. Să-i luăm drept exemplu. Cred că este cel mai modul de a fi cel mai scurt posibil. Să-i luăm drept exemplu și să nu uităm să cerem acest sprijin pe care dânsii știu să-l ceară divinității și să fie recunoscători pentru ceea ce li se oferă. Mulțumim încă o dată și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cum apar oameni ca dumneavoastră care susțin un proiect și ajung să-l facă de succes. Nimic nu este întâmplător. Totul este să nu pierdem esența. Ei sunt un exemplu minunat. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumim foarte mult. Revenim la finalul emisiunii noastre. Spuneam că de Sfântul Nicolae, Florian Nicolae, patronul nostru și prietenul nostru, a venit în redacție să ne ureze viață lungă. Și ne-a impresionat, pe mine m-a impresionat când ne-a spus că să avem grijă de televiziunea noastră, de televiziunea aceasta, pentru că este a noastră, și ne-a urat să fim înțelegători unii cu alții. Ce să vă mai spun în finalul emisiunii? Mulțumesc colegilor mei că au fost alături de mine, telespectatorilor că sunt alături de TV Giurgiu. Cu emisiunea Giurgiu, înainte de toate, ne putem revedea, vă puteți revedea în fiecare joi de la ora 19:30. Sunt Gelu Brebenel, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem, cum spuneam, joia viitoare. Până atunci, numai bine!